numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Cucernice, părinte, decan și parof, Paul Budău, cu cernici părinți prezenți astăzi în Catedrala din Iași, dragi surori, iubiți credincioși, care sunteți în comuniune cu noi, atât cei din țară cât și cei din străinătate. Mai toate mijloacele de comunicare în masă sunt astăzi la unison în a proclama cu noi cei din catedralele și bisericile noastre goale cel mai mare adevăr de credință, spunând, așa cum ați auzit și cântând puțin mai înainte, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. În lumina acestui mister, vă invit pe toți să vă uniți cu noi, cei din catedrală, pentru a participa la sfânta și dumnezeiasca liturghie, misterul morții și învierii Domnului, cerându-i lui Hristos cel înviat harurile de care avem nevoie fiecare. Le adunăm acum pe toate gândurile și intențiile bune pe care le avem și cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit, ca să participăm cu demnitate și cu folos la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
prea mărivi. Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Paștelui, tu înflăcărezi credința poporului consacrat ție. Te rugăm, sporește harul pe care ni l-ai dăruit, pentru ca toți să ajungă să înțeleagă așa cum se cuvine, în ce baie au fost spălați, în ce duh au fost renăscuți, cu ce sânge au fost răscumpărați, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, frații erau stăruitori în învățătura apostolilor și în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii și la rugăciune. Și toți erau cuprinși de teamă. Multe minuni și semne se înfăptuiau prin apostoli. Toți cei care credeau erau împreună și aveau toate în comun. Își vindeau proprietățile și bunurile și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau împreună în templu, frângeau pâinea în casele lor și primeau hrana cu bucurie și cu inimă curată. Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau trecere în fața întregului popor. Iar Domnul adăuga zi de zi la grupul lor pe cei ce aveau să se mântuiască. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu.
acum casa lui Aaron că este bun, veșnică este îndurarea lui. Să spună acum cei care se tem de Domnul, veșnică este îndurarea să cad, dar Domnul mi-a venit în ajutor. Domnul este tăria și lauda mea, El este mântuirea mea. Strigă-te de bucurie și de biruință, se aud în corturile celor acest lucru și este minunat în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim. Scrisoarea întâia Sfântului Apostol Petru. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care în marea sa îndurare ne-a renăscut la o speranță vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți, pentru o moștenire neperitoare, neîntinată, neufilită, păstrată pentru voi în ceruri. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă. Pentru aceasta vă bucurați, deși acum, pentru puțin timp, trebuie să vă întristați de felurite încercări, pentru ca valoarea credinței voastre, mai prețioase decât aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, glorie și cinste la arătarea lui Iisus Hristos. Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiți. Fără a-L vedea, dar crezând în El, tresăltați de o bucurie negrăită și glorificată, încredințați că veți ajunge la țelul credinței voastre, mântuirea sufletelor. Cuvântul Domnului. Toți creștinii aduc laude mielului pascal, mielul a răscumpărat turma. Hristos cel nevinovat i-a împăcat pe păcătoși cu Tatăl Ceresc. Viața și moartea s-au luptat în mod minunat. Stăpânul vieții care a murit, domnește acum viu. Spune-ne, Marie, ce ai văzut pe cale? Am văzut mormântul lui Hristos care trăiește și slava celui înviat.
pe îngerii care au dat mărturie, giulgiul și veșmintele. A înviat Hristos, speranța mea, va merge înaintea voastră în Galileea. Știm că Iisus a înviat cu adevărat din morți. Tu, Rege biruitor al morții, ai milă de noi. Aleluia! Ai văzut, ai crezut, Toma, spune Domnul, fericiți cei care nu au văzut și au crezut. Să fie cu voi și cu tine. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii de frica iudeilor erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis din nou: „Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi.” Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: „Primiți-L pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Cărora le veți ține, le vor fi ținute.” Însă Toma, unul dintre cei 12, cel numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Așadar, ceilalți discipoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul.” Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor și nu-mi voi pune mâna în coasta Lui, nu voi crede.” După 8 zile, discipolii Lui erau iarăși înăuntru,
iar Toma era împreună cu ei. Iisus a venit, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi i-a spus lui Toma, adu-ți degetul tău aici, iată mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Toma a răspuns și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a spus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea discipolilor și multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Acestea însă au fost scrise ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Adevărat. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin mijloacele de comunicare, astăzi, 19 aprilie, frații noștri ortodoxi, greco-catolici și orientalii celebrează învierea Domnului. Suntem la unison în a proclama acest mare adevăr al credinței noastre creștine. Noi, catolicii de rit latin, care am celebrat învierea Domnului, sărbătoarea aceasta măreață, duminica trecută, astăzi suntem în a doua duminică a Sfintelor Paști. Dar învăluiți în același mister și proclamând același adevăr de credință, anume că Iisus Hristos a înviat cu adevărat din morți, învierea Lui fiind garanția învierii și nemuririi noastre. Această duminică a doua a Sfintelor Paști, pentru noi catolicii latini, poartă trei denumiri, asupra cărora vreau să vă rețin atenția și să medităm în minutele următoare, făcând aplicație la viața noastră de credință. Prima denumire este Duminica Albă și se numește așa pentru că v-am explicat în postul mare și în sărbătoarea Învierii Domnului, catehumenii, adică cei maturi care acceptau învățătura creștină și făceau o îndelungă pregătire pentru primirea tainei Sfântului Botez, intensificând această pregătire în postul mare, în noaptea de Paști primeau taina Sfântului Botez și în cadrul celebrării primeau o haină albă, semnul purității, curăției sufletului lor, pentru că știm că la botez ni se iartă toate păcatele, păcatul strămoșesc și cei maturi care se botezau, toate păcatele săvârșite înainte de botez. Și sufletul omului devenea alb, curat, imaculat, strălucitor, frumos. Aceasta este semnificația hainei albe, inclusiv în zilele noastre, pentru că ați observat că la botez se cere această hăinuță albă sau pânză albă,
poporul îi spune crâșmă, deși crâșma e aceea unde se îmbată oamenii și fac păcate. Dar este semnificația aceasta frumoasă a hainei albe, simbolizând nevinovăția, curăția inimii pe care Dumnezeu cel milostiv, datorită morții și învierii lui Hristos, o dă celui botezat. Este harul sfințitor. Aceasta este haina fără care nimeni nu poate intra în paradis. Și așa cum spuneam, catehumenii, îmbrăcând haina aceasta în noaptea de Paști, o purtau toată octava Paștelui și o dezbrăcau a opta zi, cum este ziua de astăzi, în mod solemn, Duminica Albă. A doua denumire este Duminica Tomei, de la Toma. Ați auzit, a citit puțin mai înainte Părintele Diacon, în fiecare an, în această duminică a doua a Sfintelor Paști, citim Evanghelia cu Toma. Toma care în ziua de Paști, atunci când Iisus a apărut celor 11, l-au văzut, au comunicat cu el, când a venit Toma mai târziu nefiind de față, a spus: eu nu cred așa ceva, este imposibil, du-te și vezi că mormântul este gol. S-a dus Toma, a văzut mormântul gol și a văzut cum soldații au pus din nou piatra și au sigilat-o, dar nu l-a văzut pe Iisus înviat. De aceea el a spus: nu vă cred până nu văd eu cu ochii mei, până nu pun eu mâinile în semnul cuielor de la mâini, până nu ating eu cu mâna mea coasta străpunsă a lui Iisus, nu voi crede. Și iată Iisus, a opta zi de la înviere, apărând din nou în mijlocul ucenicilor, fiind de față și Toma, Duminica Tomei, îl invită pe Toma: Toma, privește-mă, acum crezi? Pune mâinile în semnele cuielor, uite-le. Și dă la o parte și haina albă în care apare Iisus, pentru că El apare plin de strălucire, și arată lui Toma rana coastei: hai, adă mâna și pune-o aici. Să nu fii necredincios, ci credincios. Nu ne spune Evanghelia dacă Toma a mai pus sau nu degetul sau mâna în coasta lui Iisus, în semnele cuielor, dar sigur, parcă ni-l închipuim căzând în genunchi de rușine în fața lui Iisus și spunându-i cuvinte ca o mărturie extraordinară de credință: Domnul meu și Dumnezeul meu. Cuvinte pe care biserica, cândva, când eram eu copil, ani la rând, le spuneam cu voce tare împreună cu toți cei din biserică la prefacere, când preotul ridica ostia consacrată și apoi vinul consacrat din potir. Toată lumea spunea: Domnul meu și Dumnezeul meu. Mărturia de credință a lui Toma, adică: Doamne, cred că Tu ești viu, prezent în Sfânta Ostie, în vinul din potir, care la cuvintele preotului au devenit trupul și sângele Tău, cred în Tine, ajută-ne credința mea, Toma. Cazul lui Toma a devenit chiar proverbial, de câte ori și noi, și eu am folosit de multe ori această expresie proverbială: ești un Toma. Nu fi Toma, adică nu fi necredincios. Când vrem să-l convingem pe cineva de un adevăr și el e încăpățânat și nu vrea să creadă. Sfântul Toma, unul din cei 12 apostoli, era necredincios, cum spune și Iisus, nu fi necredincios, dar cred că mai bine ar fi să spunem că era incredul, adică încăpățânat în a crede un adevăr de credință așa de mare.
Sigur că nu s-a auzit până atunci ca un mort să iasă din groapă. De aceea nu-i venea să creadă, cum nici mulți alții nu cred astăzi. Deci adevărul învierii este de necontestat, pentru că l-au văzut apostolii pe Iisus, au vorbit cu Iisus, au mâncat cu Iisus, a stat încă 40 de zile de la înviere împreună cu ei și apoi s-a înălțat glorios la ceruri. Dar sunt mulți Toma și în zilele noastre, oameni care nu vor să creadă. Domnul meu și Dumnezeul meu, de ce a permis oare Iisus această incredulitate, încăpățânarea lui Toma și a satisfăcut dorința ca să creadă? Dar ca să credem și noi, dacă noaptea de Paști, spuneam aseară cei care ați urmărit la transmisia Sfintei Liturghii de aici, că nu numai Toma, și ceilalți apostoli erau increduli, dacă în noaptea de Paști biserica uimitor cântă fericit păcat, auziți, fericit păcat al lui Adam, dar motivează imediat, pentru că ne-ai meritat un răscumpărător atât de mare, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ, a murit și a înviat pentru noi. Ei, la fel am putea spune și aici, fericită incredulitatea lui Toma, pentru că această incredulitate ne-a adus nouă un argument în plus că Iisus a înviat cu adevărat din morți și că nu mai moare niciodată. Domnul meu și Dumnezeul meu, Duminica Tomei este o ocazie potrivită pentru noi toți să ne consolidăm, să ne întărim în credință. Și ce fel de credință? Nu doar teoretică, că toți spunem că venim la biserică, cred într-unul Dumnezeu și așa mai departe. Dacă aș întreba pe oricare dintre dumneavoastră, cei care urmăriți în direct această transmisie, tu crezi că a înviat Iisus din morți? Da, cred! Nu salut eu, Hristos a înviat, adevărat că a înviat? Asta e credință teoretică, dar practic. Credem cu adevărat în învierea lui Iisus? O credință care nu influențează comportamentul nostru, o credință care nu transformă nimic în noi, nu ne face mai buni, nu ne face să fim atenți în cuvintele, în gândirea noastră, în comportamentul nostru, ci mergem înainte pe o linie, poate pentru mulți greșită, săvârșind nedreptăți, vorbind murdar, înjurând, acceptând ispitele de necurăție și de mândrie și așa mai departe. O credință în învierea lui Iisus care nu ne transformă viața, nu ne face mai buni, nu va convinge niciodată pe nimeni și nu va converti lumea niciodată. Iată ce misiune nobilă avem noi, iubiți credincioși, care spunem, credem în înviere, care ne salutăm, Hristos a înviat, adevărat că a înviat, să arătăm în faptele noastre credința pe care o mărturisim cu gura. E tocmai ceea ce au făcut primii creștini și ne dă mărturie Sfântul Luca în prima lectură de astăzi, Faptele Apostolilor. Spune el, edificant pentru noi, toți adunau bunurile în comun, uite adevăratul comunism, ăsta era. Adunau toate în comun, puneau la picioarele apostolilor ca apoi să fie împărțit la toți. Nimeni să nu ducă lipsă de strictul necesar, cel puțin pentru viață. Așa da comunism, așa da fapte bune, nu doar ca filantrop, ci din motivație supranaturală, pentru că ei credeau în Hristos, credeau în Dumnezeu, credeau în Evanghelia Lui. Aceasta să fie și motivația noastră când facem o faptă bună, caritabilă, nu doar de filantrop, ci ca și creștini, ca și oameni care credem în Dumnezeu, care credem în învierea lui Hristos, care credem în cele revelate de Dumnezeu. Și atunci faptele noastre caritabile capătă o valoare imensă și nu vor rămâne nerăsplătite până și un pahar cu apă dat unui însetat.
în tăria credinței noastre stă victoria creștinismului. Să nu uităm niciodată acest lucru. Și ultima denumire a duminicii de astăzi, și vă invit să priviți icoana, cei care sunteți în biserică și chiar dacă la televizor, cei care transmiteți, dați în prim plan icoana din fața altarului cu Iisus milostiv. Duminica de astăzi se numește și Duminica Divinei Îndurări, Divinei Milostiviri. Papa Sfânt Ioan Paul al II-lea a înființat această sărbătoare în Duminica Tomei sau Duminica Albă, a doua Sfintelor Paști, pentru că ați auzit în Evanghelie, este vorba și despre marea milostivire a lui Dumnezeu față de oamenii păcătoși. Iisus înviat a adus ca și cadou omenirii nu numai pacea și bucuria sa, dar pace și bucurie pe care să le simțim în milostivirea lui Dumnezeu față de noi. A înființat sacramentul spovezii. Primiți-l pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veți ține vor fi ținute. Sacramentul spovezii, așa este cunoscut de noi toți, sau spovedaniei. Dar nu este o denumire care să explice conținutul întreg al acestui sacrament. Că spovedanie sau spovadă vine de la verbul a spovedi, a spune păcatele preotului. Dar n-ajunge numai să spunem păcatele, nu-i condiție esențială pentru a beneficia de milostivirea lui Dumnezeu, de iertarea păcatelor. Condițiile principale sunt căința și propunerea, hotărârea de îndreptare, la care adăugăm cercetarea cugetului, spovedania, mărturisirea păcatelor și pocăința pe care trebuie să o facem și pe care ne-o dă preotul confesor. De aceea, chiar dacă păstrăm această denumire de spovadă, să nu uităm că sacramentul este al pocăinței, sau mai bine zis, sacramentul reconcilierii, al împăcării omului păcătos cu Dumnezeul cel milostiv. Și asta în puterea Duhului Sfânt. Cum să nu-i mulțumim lui Iisus cel înviat pentru darurile sale minunate care decurg din învierea sa, pacea, bucuria, milostivirea, iertarea păcatelor noastre. Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, și cu aceasta vreau să închei, îl propun ca exemplu pe acest Papa Sfânt, omul providențial al secolului trecut și al începutului acestui mileniu, omul care a stârnit admirația întregului pământ, omul a cărui credință era de o verticalitate impecabilă. L-a făcut să se uite pe sine, credința pe care o avea în suflet, și să dea totul fraților săi, oamenilor de toate condițiile sociale, de toate religiile, de toate rasele, de toate culturile. Ne-l amintim. Majoritatea. A fost omul care a fascinat lumea întreagă prin viața sa, prin suferința sa, prin moartea sa, lăsând în lacrimi o omenire întreagă care l-a iubit, care l-a stimat, care l-a prețuit. Vedeți ce putere mare are credința care strălucește cu adevărat într-un om. Exemplul Papei Ioan Paul al II-lea. Ne amintim în seara în care a fost chemat în casa tatălui. Piața San Pietro de la Roma era arhiplină și toți au spus spontan, subito santo, imediat să fie făcut sfânt. Și așa a fost. La 1 mai 2011, succesorul său, Papa Benedict al XVI-lea, l-a declarat fericit.
pentru că actualul Papa Ioan Paul al II-lea, la 27 aprilie, în 2014, să-l declare sfânt, să-l canonizeze, să-l chemăm în ajutor pe Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Astăzi, când sărbătorim și Divina Milostivire, sărbătoare instituită de El, ca să ne ajute cu mijlocirea Lui, să fim tari în credință, să avem o credință mărturisită nu numai cu gura, dar cu faptele vieții noastre. Amin. Hristos a înviat! Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Hristos a înviat și trăiește pentru totdeauna. O lume nouă a început împreună cu El. În rugăciunea noastră să-i cerem Tatălui ca prin învierea Domnului Iisus să transforme toate. Să ne rugăm împreună spunându-i: Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, astăzi să vestească lumii cu bucurie și mulțumire învierea Domnului, iar mesajul Său să fie convingător și primit de oameni. Noi Te rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru Papa, Episcopi, Preoți și Cateheți, să fie călăuze curajoase care privesc spre viitor cu speranță și știu să arate celor nesiguri calea care conduce spre Domnul. Noi Te rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru creștinii care se îndoiesc și pentru cei care caută adevărul, luminați de Harul lui Hristos, să recunoască realitatea că nu există niciun alt nume în care pot fi mântuiți, să ne rugăm. Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru familii, să împărtășească darul învierii Domnului printr-o sărbătorească ospitalitate oferită celor mici, celor săraci și celor suferinți. Noi Te rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru comunitatea noastră, luminată de evenimentul învierii, să-și reînnoiască viața și să o orienteze spre Dumnezeu. Noi Te rugăm! Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru cei săraci și suferinți, întăriți de această speranță a învierii,
Dumnezeu să-i scape de orice necaz și să le dea tărie și speranță. Noi te rugăm. Doamne, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Părinte atotputernic, în ziua învierii Fiului Tău, Iisus Hristos, întărește speranța noastră în viața de dincolo de moarte. Ajută-ne să nu ne lăsăm învinși de teamă, ci să colaborăm la construirea unei lumi noi, împreună cu Tine și cu Iisus, Fiul Tău, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile Tale, spre lauda și mărirea Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Te rugăm, Doamne, primește darurile poporului Tău, pentru ca toți cei care au fost reînnoiți prin mărturisirea numelui Tău și prin botez să ajungă la fericirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Dumnezeu.
Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această zi în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Dar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale, și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflet te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Te
îmbrățișez, iubitul meu Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc în totdeauna voința ta. Amin. Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca puterea tainei pascale să lucreze necontenit în sufletele noastre, prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși, iată așadar, astăzi dăm frâu liber bucuriei pascale și o împărtășim cu întreaga familie creștină de pe întregul pământ. Așadar, împreună cu frații ortodoxi și greco-catolici, împărtășim bucuria sărbătorii învierii Domnului, chiar dacă în continuare, în condițiile cerute de efortul comun de a stopa răspândirea virusului. Hristos cel viu să ne sporească tuturor încrederea și speranța că vom fi eliberați în curând de această povară și vom relua mersul normal al vieții. Astăzi avem bucuria în această sărbătoare a Divinei Îndurări să vă anunțăm că în cursul săptămânii ce s-a încheiat, mai exact joi 16 aprilie, Părintele Viorela Babei, Penitenciarius Magnus, confesorul extraordinar de duhovnicul Catedralei, a primit decretul de numire ca misionar al milostivirii. Acest titlu este acordat de Sfântul Părinte preoților care primesc puterea de a dezlega păcatele a căror dezlegare este rezervată Sfântului Scaun. Ne bucură acest dar făcut de Sfântul Părinte Papa Francisc,
pentru că este un semn al întinderii brațului milostiv al lui Dumnezeu și asupra bisericii noastre locale. Sperăm totuși ca Părintele să nu fie nevoit să dea vreodată dezlegare pentru asemenea păcate rezervate Sfântului Scaun. Îl felicităm și dorim mult har de la Domnul în această nouă responsabilitate. Vă anunțăm și faptul că a apărut numărul pentru luna aprilie al revistei Lumina Creștinului și broșura de la răsărit până la apus pentru lunile mai iunie. Cine dorește să intre în posesia lor este rugat să ne contacteze pentru a căuta de comun acord o modalitate de a face ca aceste reviste să ajungă la dumneavoastră. De asemenea, având în vedere că cei care ați vrut să cereți să se celebreze Sfinte Liturghii pentru vii sau pentru răposați, nu ați mai putut ajunge la biroul parohial, vă rugăm de asemenea să ne contactați. Detalii cât privește modalitatea de contact pot fi găsite și pe site-ul parohiei www.andis.ro. În continuare, vă dorim, iubiți credincioși, tuturor sărbători pascale binecuvântate de prezența lui Hristos cel viu în familiile și în casele dumneavoastră. Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Aleluia, aleluia.